Bine v-am găsit din nou la seria Cele mai frumoase probleme de fizică. Revin atât de curând la această serie pentru că vechiul meu colaborator, domnul Dumitru Antonie, mi-a propus spre prezentare o problemă interesantă. Vă prezint întâi enunțul problemei. Avem deci doi cilindri de dimensiuni egale, dar mase diferite, care sunt în contact pe un plan înclinat și sunt în echilibru, sunt în repaus pe acest plan înclinat cu unghiul de înclinare alfa. Să vedem întâi care sunt forțele care acționează asupra cilindrilor, forțele care vor acționa asupra cilindrului albastru, cel de jos, vor fi desenate cu albastru și vor avea indicele 1, iar forțele care acționează asupra cilindrului roșu vor fi desenate cu roșu și vor avea indicele 2. Avem întâi, bineînțeles, greutățile. Le-am notat cu G1, respectiv G2, și pentru că nu știm care e mai mare, asta vrem să găsim, le-am desenat de lungimi aproximativ egale. Apoi avem reacțiune la apăsarea pe care o produc cilindrii asupra planului. Adică forțe normale la planul înclinat, le-am notat cu N1, respectiv N2. În punctul de contact, de fapt în linia de contact dintre cilindrii, trebuie să avem forțe de frecare, care să împiedice rotirea cilindrilor. În lipsa acestor forțe, cilindrii încep să se rostogolească și se deplasează în jos pe planul înclinat, nu mai avem stare de echilibru. Dar ca să avem forțe de frecare, trebuie să avem apăsare între cei doi cilindri și am notat aceste forțe de apăsare cu N1', respectiv N2'. Ele sunt evident egale în modul pentru că sunt acțiune și reacțiune. Pentru că avem echilibru, înseamnă că avem forțe de frecare între cilindri și planul înclinat. Fără aceste forțe de frecare, la alunecare, cilindrii, chiar dacă nu se pot rostogoli, ar putea să alunece pe planul înclinat și din nou n-am avea echilibru. Am notat aceste forțe de frecare cu forța de frecare 1, respectiv forța de frecare 2. Și în fine, așa cum am spus, trebuie să existe forțe de frecare între cilindrii care să-i împiedice să se rostogolească. Ele sunt notate cu forța de frecare 1', respectiv forța de frecare 2'. Am lăsat la urmă aceste forțe pentru că trebuie să explic de unde știm că sensul lor este cel pe care îl vedeți. Pur și simplu pentru că dacă sensul ar fi invers, adică dacă forța albastră, cea care acționează asupra cilindrului albastru, forța de frecare 1', ar fi în sus și forța roșie care acționează asupra cilindrului roșu ar fi în jos, atunci aceste forțe nu numai că n-ar împiedica cilindrii să se rostogolească, ci dimpotrivă ar produce rotirea lor, ar produce rostogolirea lor pe planul înclinat și n-ar mai avea stare de echilibru. Acum putem începe rezolvarea problemei. Prima întrebare, care cilindru are masa mai mare? Cilindrii sunt în repaus. Pe planul înclinat avem echilibru. Dar cilindrii se pot rostogoli pe planul înclinat, deci pot avea o mișcare de rotație, sau pot să alunece pe planul înclinat, ceea ce ar însemna o mișcare de translație. Așa că trebuie să verificăm ambele condiții. Trebuie să avem atât echilibru de rotație, cât și echilibru de translație. Să scriem întâi condițiile de echilibru de rotație, adică suma tuturor momentelor, forțelor care acționează asupra fiecărui cilindru trebuie să fie egală cu 0. Dacă vă uitați la desen, o să observați că singurele forțe care pot produce rotirea cilindrilor sunt forțele de frecare.
Pentru că suporturile celorlalte forțe intersectează toate axa de rotație a cilindrilor. Cu alte cuvinte, celelalte forțe n-au braț. În schimb, forțele de frecare au braț, iar brațul lor este raza cilindrilor. Pentru că distanța de la suportul forțelor de frecare până la axa de rotație a cilindrilor este, așa cum vedeți în desen, raza cilindrilor. Și atunci, pentru cilindrul albastru, avem forța de frecare 1 înmulțită cu R, este momentul forței de frecare 1 care încearcă să rotească așa cilindrul albastru, minus forța de frecare 1 prim înmulțit cu R, momentul forței de frecare 1 prim care încearcă să rotească așa cilindrul albastru, trebuie să fie egal cu 0. Pentru cilindrul roșu, forța de frecare 2 înmulțit cu R minus forța de frecare 2 prim înmulțit cu R egal cu 0. Din prima relație rezultă că forța de frecare 1 este egală cu forța de frecare 1 prim. Și din a doua relație rezultă că forța de frecare 2 este egală cu forța de frecare 2 prim. Dar noi mai știm că forța de frecare 1 prim este egală cu forța de frecare 2 prim. Pentru că ele sunt acțiune și reacțiune, după cum vedeți pe desen. Ei, din aceste trei relații rezultă că toate forțele de frecare sunt egale. Deci am aflat că la echilibru toate forțele de frecare sunt egale. Și atunci nu voi mai scrie indicii, voi scrie doar forță de frecare sau forță de frecare prim, de aici încolo. Pentru că, repet, toate forțele de frecare sunt egale. Mai știm ceva, dacă forța de frecare 1 este egală cu forța de frecare 2. Deci dacă forța de frecare 1 este egală cu forța de frecare 2. Și amândouă sunt forțe de frecare la alunecare, care se pot calcula cu relația mu ori n, înseamnă că și n1 trebuie să fie egal cu n2. Deci și apăsările pe care le produc cei doi cilindri pe planul înclinat, și bineînțeles că apare o reacțiune, apar niște forțe care împing cilindrii normal, perpendicular pe planul înclinat, deci și aceste două forțe, n1 și n2 pe desen, sunt egale în modul. Și acum, cu noile notații, să scriem condițiile de echilibru la translație de-a lungul planului înclinat. Deci direcția noastră de lucru este de-a lungul planului înclinat. Ne interesează forțele care sunt pe direcția de-a lungul planului înclinat. Pentru cilindrul albastru se vede în desen că greutatea lui are o componentă de-a lungul planului înclinat, în jos, care se poate calcula cu ajutorul sinusului unghiului alfa. Și avem atunci M1 ori G mic ori sinus de alfa. Apoi, de-a lungul planului înclinat, minus forța de frecare și plus N prim egal cu 0. Pentru cilindrul roșu avem M2 ori G mic ori sinus de alfa minus forța de frecare și minus N' egal cu 0. Avem cele două condiții de echilibru pentru translația de-a lungul planului înclinat. Dacă scădem prima relație din a doua, obținem M2 minus M1 înmulțit cu G mic ori sinus de alfa, forța de frecare se reduce, egal cu de două ori N'. Și de aici rezultă că M2 minus M1 este egal cu de două ori N' supra G înmulțit cu sinus de alfa. Dar
expresia din dreapta semnului egal are valoare pozitivă. N' e pozitiv, G' e pozitiv, sinus de alfa e pozitiv, mai mare decât 0, deci. Și asta înseamnă că M2 este mai mare decât M1. M2 trebuie să fie mai mare decât M1 ca să putem avea echilibru. Și am răspuns la prima întrebare. Cilindrul roșu, cilindrul care e mai sus, trebuie să aibă masă mai mare ca să putem avea echilibru. A doua întrebare, care este valoarea maximă a unghiului alfa pentru care încă mai putem avea echilibru? Să adunăm cele două condiții de echilibru la translație. Atunci vom avea M1 plus M2 înmulțit cu G mic înmulțit cu sinus de alfa. Acum se reduce N' egal cu de două ori forța de frecare. Și am găsit o ecuație în care în stânga am componenta greutății totale de-a lungul planului înclinat, iar în dreapta am forța de frecare totală. Ceea ce înseamnă că aș putea să scriu M ori G ori sinus de alfa egal cu forța de frecare totală. Și știm foarte bine că acest lucru este adevărat pentru cazul în care avem echilibrul unui corp care poate aluneca pe un plan înclinat. Ceea ce înseamnă că cilindrii noștri se comportă ca un singur corp. Se comportă de parcă ar fi lipiți pe linia care îi unește. Și atunci unghiul maxim la care mai poate fi acest sistem de doi cilindri în echilibru este dat de unghiul de frecare. Adică alfa maxim este arc tangentă de mu. Unghiul de frecare se calculează ca fiind arc tangentă din coeficientul de frecare. Ceea ce înseamnă că singurul lucru care contează pentru valoarea maximă a unghiului de înclinare a planului înclinat este coeficientul de frecare. În final, o scurtă discuție a rezultatelor pe care le-am obținut. S-ar putea ca unii să gândiți în felul următor. Era clar și fără calcule că cilindrul mai greu trebuie pus sus și cilindrul mai ușor jos, pentru că dacă le-am pune invers, cilindrul mai greu ar lua-o înaintea celui ușor și n-ar mai avea forță de contact între ei, n-ar mai apărea forța de frecare dintre cilindrii, deci n-am putea să avem echilibru. Ei bine, nu e adevărat. Doi cilindri de aceleași dimensiuni, omogeni și cu mase diferite, se rostogolesc cu aceeași accelerație pe un plan înclinat. Cilindrul mai greu n-ar lua-o înaintea cilindrului mai ușor. Voi explica de ce în următoarea problemă rezolvată de mecanică. Explicația faptului că cilindrul mai greu trebuie să fie sus este următoarea. După cum ați văzut, la echilibru toate forțele de frecare trebuie să fie egale în modul. Așa cum am arătat, asta înseamnă că și apăsările cilindrilor pe planul înclinat trebuie să fie egale. Adică N1 trebuie să aibă același modul cu N2. Și acum vă rog să priviți forțele de frecare care apar între cei doi cilindri. Forța de frecare 1' și forța de frecare 2'. Aceste forțe măresc apăsarea pentru cilindrul albastru, adică pentru cilindrul de jos, și micșorează apăsarea pentru cilindrul roșu, pentru cilindrul de sus. Deci forța de frecare 1' mărește apăsarea N1, în timp ce forța de frecare F2' micșorează apăsarea N2. Asta înseamnă că singura posibilitate ca N1 să fie totuși egal cu N2 în modul este ca greutatea cilindrului 2, cilindrul de sus, să fie mai mare decât greutatea cilindrului 1, cilindrul de jos. Îi mulțumesc domnului Dumitru Antonie pentru problemă și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!